Maia Sandu a explicat într-un interviu pentru postul spaniol Radio Românul că proiectele pe care are de gând să le pună în practică într-un nou mandat ar însemna stabilitate în țară și o viață mai liniștită din punct de vedere financiar. E vorba despre dezvoltare economică, despre uh, stimularea investițiilor în economie, așa încât să putem să creștem salariile, să putem să avem o economie uh, mai uh, puternică și să putem să creștem și pensiile. Tot ceea ce înseamnă condiții bune de viață uh, și, bineînțeles, uh, vrem să putem în continuare să trăim într-o țară liberă, să trăim într-o țară pașnică. Și pentru noi, integrarea europeană este garanția cea mai puternică pentru a păstra pacea și pentru a putea să consolidăm democrația aici acasă. Președintele Republicii Moldova recunoaște că nu numai banii și bunăstarea sunt lucruri importante, ci și o țară în care valorile justiției sunt respectate. Pe domeniul reformei justiției și luptei împotriva corupției, lucrurile nu s-au întâmplat. Atât de repede și atât de bine pe cât ne-am fi dorit. Pentru că există foarte multă rezistență într-un sistem în care uh, corupția a prins rădăcini adânci, dar și aici am pornit uh, curățenia și o parte dintre ștecătorii corupți au ieșit din sistem. Acum continuăm cu următoarea etapă a acestei reforme. Se face evaluarea și în rândul instituțiilor procuraturii. Republica Moldova are aproximativ 3 milioane de cetățeni, iar 11 lideri politici își doresc să îi conducă. Odată cu scrutinul din 20 octombrie se desfășoară un referendum privind aderarea țării la Uniunea Europeană. Cetățenii Republicii Moldova ar urma să răspundă la întrebarea, sunteți pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană? Noi suntem în plin, plin proces de, de negocieri, inclusiv de asta este foarte important ca oamenii să meargă la referendum și să voteze la acest referendum, pentru că noi am pornit niște procese foarte importante aici pe calea integrării europene.